Cercetările privind dezastrul din Ucraina se află sub atenția marilor puteri ale lumii. Avionul de linie tip Boeing 777, aparținând Malaysia Airlines, care efectua cursa Amsterdam-Kuala Lumpur, a fost doborât de o rachetă antiaeriană lansată de pe teritoriul Ucrainei în zona Donbas. Toți cei 280 de pasageri aflați la bord și cei 18 membri ai echipajului au decedat pe loc. Autoritățile ucrainiene au acuzat separatiștii proruși, dar aceștia din urmă susțin că vina nu le aparține. Vicepreședintele american John Biden a afirmat că, din câte se pare, nu a fost un accident, avionul a fost aruncat în aer în timpul zborului. De altfel, Statele Unite doresc o anchetă rapidă și fără piedici pentru a se stabili cine este vinovat de explozia în care și-au pierdut viața și peste 20 de cetățeni americani. Între timp, insurgenții din zona Donbas au anunțat că au găsit cutiile negre ale avionului de linie și urmează să fie analizate de către specialiști.